domnul Moșu Constantin și cu domnul Oproiu Lică Vasile sunt în concediu medical. Domnul Oproiu este izolat după COVID și mai lipsește domnul Dragu, care este de oamenii adicției, și domnul Sorului Daniel. Deci nu o să disprezenți. Supun la vot procesul verbal al ședinței anterioare. Sunteți de acord? Da. Domnului Vinoasă, prezint ordinea de zi. Bună ziua tuturor! Bine ne-am întâlnit în ședința extraordinară din săptămâna mare. După cum am spus, în luna aprilie am făcut două ședințe, una ordinară și astăzi o ședință extraordinară, fiindcă am avut multe puncte într-o singură lună importante pe ordinea de zi și vă mulțumesc că ați răspuns invitației. Și facem cu toții, cu o dată, front comun să îndomnim proiecte, să orice zi este importantă și localitatea noastră are nevoie de un consiliu activ și într-adevăr așa vă văd prezenți aici și v-ați dat interesul să veniți în ședința extraordinară. Proiectele pe ordinea de zi sunt următoare. 1. Un proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Dragu Adrian și vacantarea locului de consilier local. Punctul 2. Un proiect de hotărâre privind aprobarea și completarea prețurilor tarifelor pentru unele servicii publice de alimentare cu apă și canalizare, inițiator primar. Punctul 3. Pe ordinea de zi. O să facem o inversare. Sunt aceleași puncte, dar în trei trebuie aprobată strategia de dezvoltare locală pentru anul 2021-2027, inițiator primar. Punctul 4. Un proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția extindere rețea alimentare cu apă pe străzile Morii, Frizării, Crizantemei și Ciușmelei, comuna Cașul de Zupacu, inițiator primar. Și proiectul 5. Un proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția, creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinația de unități de învățământ la școala învățător Nicolae Costaru, comuna Cașa de Tupacov. Sunteți de acord cu ordinea de zi? Da, mulțumim. Tot domnul primar prezintă ordinea de zi. Un proiect. Primul punct, privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Dragu Adrian. Consiliul local al comunei Cașmă, în ședința extraordinară din data de 28.04.2021, la care participă un număr de 9 consilieri locali din cei 13 în funcție, în baza referatului constatator, semnat de primar și secretar general al Comunei Cașmă, cu privire la încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Dragu Adrian, deoarece a lipsit nemotivat mai mult de 3 ședințe consecutive în Consiliul Local, desfășurat pe durata 3 luni calendaristice. Și hotărăște încetarea mandatului de consilier local. Prezenta hotărâre poate fi atacată de domnul Dragu Adrian la instanță, în contencios administrativ, în termen de 10 zile de la comunicare. Secretarul General al Comunii va comunica prezența autorității prefectului de Bacău și primarului Comunii Cașin. Raport de avizare. Comisia pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii și Liniștii Publice a Drepturilor Cetățenilor, analizând proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Dragu Adrian și vacantarea locului de consilier local, în conformitate cu prevederile articolului 125 și articolul 136 alinia 6 și alinia 7 din ordonanță de urgență numărul 57 pe 2019 privind codul administrativ, emite avizul cu privire la adoptarea proiectului de hotărâre. Punctul 2. Un proiect de hotărâre privind aprobarea și completarea prețurilor
și tarifelor pentru unele servicii publice de alimentare cu apă și de canalizare. În baza raportului de specialitate, întocmit de doamna secretar, Unitatea Administrativă Teritorială Cașin este membră a Asociației de Dezvoltare și de Pompare Bacău, asociație constituită în scopul reglementării înființării, organizării, finanțării, exploatării, monitorizării și gestionării comună a serviciului de alimentare cu apă pe raza Unității Administrative Teritoriale Cașin. Asociația de Dezvoltare și de Pompare Bacău, ADIC, a transmis către UAT Cașin, prin adresa din 16.4.2021, fundamentarea operatorului regional 10 Travesa cu privire la modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare prin actul adițional numărul 84 și solicită inținerea și adoptarea unui proiect de hotărâre de către Consiliul Local privind adoptarea și completarea prețurilor și tarifelor serviciilor publice altele, unele au rămas aceleași, altele s-au modificat, precum și acordarea mandatului special în cadrul adunării generale a asociației în vederea exercitării votului privind aprobarea tarifelor pentru diverse servicii pe care le efectuează operatorul. Deci această hotărâre de Consiliul Local o dau toate localitățile care sunt membri în cadrul companiei de apă Bacău, sunt tarife referitoare la serviciile care le face operatorul în localitate. Servicii de montare a cumetre, în cămine existent, care costă 73 de lei. Montarea prin întiretare a cumetrului în cămin existent, pe poziție existentă, care costă 34 de lei. Demontarea a cumetrului. Eu vă citesc câteva din serviciile care le face operatorul în, nu numai în comuna Cașin, și în celelalte localități, sunt noile tarife. Demontarea pometrului cămin existent, pe poziție existentă, 34 de lei. Montarea pometrului în flanșe în cămin existent, 184 de lei. Demontarea pometrului în flanșe pe poziție existentă, 82 de lei. Execuție branșament, 229 de lei. Fără TVA sunt aceste prețuri. Verificare, montare, priză branșament, 331 de lei. Verificare metrologică a pometrei, 110 lei. Mai sunt niște tarife și pentru analize, în scopul determinării indicatorilor de apă potabilă. pentru alcalinitate, dau un exemplu, costul tarifului este de 17,65 lei pentru cloruri. 53,71 lei, pentru sulfați, 97 de lei, nitriți, nitrați, 117 lei. Deci sunt niște tarife în cadrul în care vrem să verificăm indicatorii la apă potabilă. Sunt niște costuri care fiecare Consiliul Local trebuie să le aprobe în ședința ordinară sau extraordinară. Depinde cum fiecare comună organizat. Eu am dat citire câteva prețuri. Puteți studia materialul sau doamna secretar ne-a încărcat pe site-ul primării și puteți să vă documentați mai mult despre noile tarife pentru serviciile publice de alimentare cu apă. Bună ziua! Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economico-Socială, Buget, Finanțe, Administrat domeniului public și privat al Comunei, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea și completarea prețurilor, tarifelor pentru unele servicii publice de alimentare cu apă și de canalizare. În conformitate cu prevederile articolului 125 și articolul 136, aliniat 6 și aliniat 7, din Ordonanța de Urgență numărul 57/2019, privind codul administrativ, emite avizul cu privire la adoptarea proiectului de hotărâre. Supunem la votul pentru a funcționa la procedură. Trecem la următorul punct de ordinea de zi. Un proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei de dezvoltare locală a Comunei Cașin și de Bacău pe anul 2021-2027. Deci odată la 7 ani, comuna Cașin, ca și alte localități,
întocmește o strategie. În primul mandat, în 2008, am făcut o strategie, în mandatul celorlalt primar altă strategie, acum a expirat vechea strategie, trebuie întocmit altă strategie, am apelat la un consultant, am studiat ce proiecte am avea de făcut în următorii 7 ani și am întocmit această strategie, care de doamna primar a și încărcat-o pe site-ul primăriei, o puteți, sau a studiat-o, sau mai puteți studia de acum acolo. Strategia conține 153 de pagini, este prezentat ca la orice strategie componența Consiliului Local, un istoric al localității, proiectele care au fost realizate în anii anteriori și ce ne propunem să realizăm în perioada 2021-2027. Din acest motiv ne-a trebuit repede această strategie. Pagina 102 și 103 sunt importante. Am prioritizat ce proiecte ne-ar trebui la pe culte, pe educație, pe cultură, pe economie și administrație publică, pe sănătate, pe protecția mediului, pe sport, pe ordinea publică, pe tineret, energie, fonduri europene, infrastructură și am trecut. De exemplu, ne trebuia pentru proiectul care depunem acum pentru școală, creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile cu destinații de învățământ. Am mai trecut, că am dorit să mai facem locuri de joacă pentru copii, atragerea de fonduri pentru îmbunătățirea și eficientizarea sistemului de învățământ, pentru reabilitarea școlilor și grădinilor, dotarea acestora cu material didactic, pentru cultură, extindere și reabilitare, modernizare cămin cultural, în Cașin, finanțarea și cămin cultural din Cuița, modernizarea și dotarea, întreținerea bibliotecii comunale. Deci noi am trecut cam tot ce ne-ar trebui în comună. De exemplu, pe infrastructură, modernizare de drumuri în interes local, extindere de rețele de gaz, Cașin și Cuița, extindere de rețele de apă, realizarea stații de temporare, alei pietonale și parcări, cam tot pe sport, amenajări de baze sportive, în cinta școlilor, la terenul de sport. Chiar am trecut aici pe viitor și construirea unei sări de sport. Deci cam tot ce ar fi necesar pentru localitatea Cașin am trecut în această strategie, fiindcă strategia este de bază când depunem unele proiecte pentru finanțare. Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economico-Socială, Buget Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea strategiei de dezvoltare locală a Comunei Cașin, județul Bacău, pentru perioada 2021-2027, în conformitate cu prevederile articolului 125 și articolul 136, aliniat 6 și aliniat 7, din Ordonanța de Urgență numărul 57/2019, privind codul administrativ, emite avizul cu privire la adoptarea proiectului de hotărâre. Trecem la următorul punct pe ordinea de zi. Un proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția, extinderea alimentarei cu apă potabilă, crescând memorii, crizantemelor, frigării, ciușmelei și ciușmelei în comuna Cașin, județul Bacău. Da. Propun extinderea rețelei de apă pe aceste străduțe mici, dar în total fac 530 de metri de extindere cu o valoare de 59.000, adică 590 de milioane de lei vechi, fără TVA, dar cu tot cu TVA se ajunge la o valoare de 70.000. Iar cu tot cu proiectare și măsurătorii topometrici se ajunge la o valoare de 81.952 de lei. Și rețeaua care vrem să o facem are o distanță de 350 de metri. Vrem să plecăm de pe strada Frizăriei, aici mai e fața lei, din fața școlii. Noi aveam acolo și o avarie la apă și pe această ocazie am vrea să și remediem acea avarie. Și
se vor realiza și două cămine cu diametru de metru pe un metru, din beton prefabricat, prevăzut de curamă și capac carosabil și scară de acces. Avem demontat și un hidrant, acolo jos la bărlă, cu poborâm în panta, iar această extindere de rețea de apă să ajungă și pe, până la pălea, pe strada Morii acolo și aici la locul Gheorghe și fiecare stăpânt are câte de lumini, stadionului, frizării și ăștia sunt indicatorii la apă, prețul care vi l-am spus, distanța și conducta este de diametru de 63. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecția mediului, servicii și comerț, analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorului tehnico-economic pentru investiția, extinderea alimentare cu apă potabilă pe străzile Morii, Crizantenelor, Prizerie și Ciujmele, Comuna Casu, județul Bacău, în conformitate cu prevederile articolului 125. Articolul 136, aliniat 6 și aliniat 7 din Ordonanța de Urgență numărul 57/2019, privind codul administrativ, emite avizul cu privire la adoptarea proiectului de hotărâre. Am prins această străduță, pentru că mai sunt și alte străduțe unde mai trebuie să făcute extindere de apă, dar ținând cont că avem proiectul de asfaltare, am vrea să ne mișcăm repede, să tragem repede această conductă înaintea asfaltări. Am dorit chiar imediat după sărbători, mai avem de luat niște avize, proiectul este întocmit, măsurile tuturor documentice sunt făcute. Sperăm ca luna mai să facem și această extindere de rețea pe aceste străduțe. Trecem la ultimul punct, pe ordinea de zi. Un proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor am trecut noi și doamna proiectant ne-a zis și privind participarea și a indicatorului și participarea la programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație de unități de învățământ. Este vorba de școala gimnazială Nicolae Păsoară, care vrem să o modernizăm, să o eficientizăm energetic. Și ne-am grăbit și cu această ședință extraordinară. Sesiunea trebuia să înceapă pe 4 imediat după sărbătorile pascale. Dar ieri am primit un mail că s-a amânat această depunere de proiecte cu încă o lună. Noi am fi vrut să fim printre primele localități care depune acest proiect, dar dacă tot ne-am întâlnit, am convocat ședința de Consiliu Local, dăm astăzi această hotărâre și noi ne-am pregătit, noi ne-am mișcat repede, poate au fost alte localități care au cerut o prelungire a depunerii acestor proiecte, nu au avut timp să le întocmească. Noi le-am întocmit și când începe sesiunea, vrem să fim între primele localități care depune acest proiect. Și după cum vă spuneam, noi am mai dat prealabil o hotărâre din Consiliul Local, parcă luna ianuarie, valoarea totală a investiției, construcției plus montaj este de 1.575.000 de lei fără TVA, adică 15 miliarde, cu tot cu TVA 18 miliarde. Confinanțarea din partea primăriei este de 10%. Proiectul se depune prin fondul de mediu și în ce constă, ne-a făcut doamna proiectant în memorie de prezentare, ce constă modernizarea școlii, eficientizare energetică, încălzire și măsuri de creștere a eficienței energetice, lucrări de construcție și instalații, montarea adecvată la căldurile interioare, izolarea termică a fațadei, izolarea termică a planșeului peste sol,
înlocuirea instalației interioare pe distribuția agentului termic, adică trece pe centrală de lemn, pe centrală de gaz. Instalarea unui nou sistem de încălzire cu cazan de condensare. Înlocuirea corpurilor de încălzire statice. Reabilitarea și modernizarea instalației de iluminat. Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață. Instalarea de corpuri de iluminat cu senzori de mișcare. Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei în scopul reducerii consumurilor energetice, instalații cu panouri solare termice, centrală termică cu funcționare combustibil gazos, cu cazan de condensare. Deci cam acestea sunt propunerile care le dorim să le înlocuim la școala Nicolae Văslavă din Cașin. Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economico-Socială, Public Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, analizând proiectul de hotărâre privind participarea la programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație de unități de învățământ, în conformitate cu prevederile articolului 125 și articolul 136, aliniat 6 și aliniat 7, din Ordonanța de Urgență numărul 57, per 2019, privind codul administrativ, emite avizul cu privire la adoptarea proiectului de hotărâre. Spune-mi. Discuție. 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 Cine dorește să ia cuvântul? Vorbeam despre domnule Pascale. Vremea este așa cum este. Am făcut cât ne-a stat în putere să păstrăm părțirea în comună. Rugăm consilierii să atragă atenția celor care creează așa un disconfort prin localitate, să păstrăm un climat de liniște, de curățenie în locurile publice, în părculețe, incinta bisericilor, în afara perimetrului bisericii, o să mai facem curățenie. Ne-am uitat meteo și mâine vremea ne permite să mai chemăm persoane de la 416 și să facem în perimetrul bisericilor, să facem o curățenie generală, să stăm printre cetățeni, să lumea să deplase din liniște, să-și ia lumină de la biserici, să din acest motiv mobilizez și consilierii locali să fie printre cetățeni și să avem o ordine și o disciplină în localitate pe perioada sărbătorilor pascale și cu această ocazie și eu transmit un mesaj tuturor cășunerilor și celor care le urmăresc sărbătorii în liniște, pace, sănătate și Paște fericit transmit tuturor cășunerilor și celor care urmăresc această ședință. Punem la vot punctele de ordine de zi. Cine este pentru? Toate. Da? Da. Da. Se abține cineva? Da. Este cineva posibil? Declară.